Bine v-am regăsit, abonaților ăștia, la un nou episod de pe acest canal minunat de gaming. Astăzi ne jucăm un nou joculeț care nu știu cum se numește, dar ideea e că tu ești un vânzător sau vânzătoare, okay, care trebuie să iei banii de la astea, de la cumpărători. Deci să iei bani de la clienți. Adică să le iei banii, să le scanezi produsul, să le dai restul înapoi corect, nu știu cum. Mai multe videouri, adică mai multe, doamne, videouri, m-am obținut cu YouTube. Mai multe chestii de genul, în fine. Avem aici market, în dreapta. Și uitați-ți banii, adică bagnote de 50, 20, 10, 5, 1. Și na, mărunt, 50, 25, 10, 5, 1 ban, da, ok. Ok, nu pără știu ce se întâmplă pe aici, a deschis acum. Deschide acum. Ok, probabil că pot să-mi personalizez asta, dar ok, actualizare magazin, dude. N-am deloc, dude. What? Client VIP, wow. Da, nu prea știu ce se întâmplă. Nu. Ok, dude. Avem măcar... Ok, cred că e suficient, dude. Deci costă un leu, dude. Tot trebuie să îi dau... A, mi-a dat ei... A, el... Adică ea mi-a dat dolarul, dude. Dude, what? Tu câte... Schimbi. Asta e înapoi, eu trebuie să-i dau un leu, ok. E, dar de ce am luat 2 lei, dude, dacă ăla costă un leu, dude, nu înțeleg. Nivel finalitat. Ce îmi place la jocul ăsta este că e în română, dude. Ok, se vreți... vreau un kilogram jumate, dude. Ok, trebuie să-i pun eu... Ok, 4 lei, dude. Hai, dude, că nu fi asta greu. Văd că trebuie să punem și produsul la ăsta în cosii astea, da. Hai că nu e asta greu. Eu vreau să fac 5 pe dolar să acolize magazinul sau ceva. Ok, costă 4 lei, dude. Păi hai să luăm aici. Deci ai rămas fără bagnote de 1 dolar. Atenție pentru a continua. Aha. Ok, dude, am făcut și noi... am făcut dolari pentru actualizare magazin și... Ok, e mai complex acum. 1, tip 1 box, ok, următorul. Da, nu prea știu ce este, ideea e că am văzut și cum se face, mi-a dat un level cu să scanez, adică dacă nu știu cât costă produsul să scanez, ok, mi-a dat și monede din ce văd acum, ok. Ok, acum avem și bagnote. Adică monete, da, monete, ok, sfârșitul zilei. Da, hai că nu, că ne tăi reclame, deoarece n-am chef. Ok, cu cardul, dude, ok. Tu, dar stop cu reclamele. Tu, la cât actualizăm, adică... Acum poți vinde plante în magazinul tău. Ok, la 50 de dolari. Păi nu... Ok, schimbi, 2,50. Ok, păi... Hai, tot că ar trebui să mă mișc imediat, hai, repede, hai, repede să mă mișc, hai. Ok, următorul, ok, hai, repede. Ok, un kilogram de data, e ok? Nu e ok. E prea mare, ok. Bun, hai că vă gândim, ok, 5 lei, eu înapoi 2,50, ok, 2, 2, 5,50, cum fac?
Not perché te le fa cassa. Ah, ne dite complicato. Câte greu e de am zis eu cu ăsta instalat pe telefon. Hai repede, am zis că speedrun. Speedrun? Ok, hai. Client, mamă. Dude, poți să zic că pleacă, dude, trebuie să-i zic bun venit. De aceea trebuie să mă uit la un video. Și acum gata, a durat 10 secunde videoul, astea le alte 20 de secunde e degeaba într-un fel. Dude, urăsc genul ăsta de jocuri, dude. Only fuck. 2, 9, 9, 9, 9. Ok, dude, nivel finalizat. Ceea ce înseamnă că avem bani să ne actualizăm magazinul. Ok, următorul. 100. Avem bancă totuși, na? 250, ok. Dude, eu zic că este suficient cât l-am actualizat. Ok, un copil mic. Ok, uitați, ce spuneam, trebuie să-l scanez ca să văd cât costă. Cu cardul, vine să plătesc cu cardul, dude, eu la vârsta, să zicem, de vreo 10 ani, dude, eu nu știam să iei ăia 100 de lei, dude, sau ceva de genul ăsta, și ea vine cu cardul să plătească la vârsta, da, ok. Dar, dude, e joc, dar totuși, dude. Nivelul orei de vârf. Provocarea timpului. Servește toți clienții înainte de expirarea timpului. Recomandă să țineți. Acceptă să țineți. Ok. Repede, 1, 2, 5. Dude, nu a... Ok, trebuie să-i dau înapoi. Dude, a fost prea ușor, dude. Prea ușor. Wow, turning, ok? Revendică. Oi, hai să actualizăm film magazinul, dude, că dacă tot putem. Ok, dude, și cred că este suficient, dude, adică nu știu, nu cred că o să mai filmez, dude, adică ăsta mi-a plăcut jocul, dar l-am și filmat. Ok, dude. Păi cam atâta a fost cu acest episod. Mi-e robulan de încă mie, încă nu știu cum se numește jocul, dar o să vi-l pun în titlul acolo. Nu uitați să rupeți butonul acela de like, să vă abonați dacă nu sunteți încă abonați. Aveți Instagramul meu în descriere, ca de fiecare dată. Eu am o zi, vă spun la revedere, pa, pa.